Salutare familie! Astăzi facem un video pe care l-ați așteptat de mult și anume ce costuri am avut noi în Kenya. Am pus la un moment dat pe Instagram să îmi lăsați întrebări și cred că jumătate din întrebări erau cât costa aia, cât costa cealaltă și tot așa. Iată că astăzi facem acest video, o să vedem la ce sumă am ajuns noi după 6 săptămâni jumătate petrecute în Kenya. Haideți să începem! În videoul de azi vrem să fim cât de expliciți, cât de să fie un vlog informativ, să vă ajute, pentru că vacanța pe care am planificat-o anul trecut pentru Africa a fost cam în perioada asta. Trebuie să ții biletele din timp, dacă vreți să vă băgați și voi la asta, trebuie să aflați multe informații înainte și acum este un moment foarte, foarte potrivit, așa că vă dăm tot ce știm noi și tot ce am învățat. Acum, cred că cel mai important este ca ei să obțină niște principii din ce am făcut noi, că n-ai cum să faci lucrurile mod-a-mod. Clar, principial, da. Mai ales că noi nu am mers pe o rețetă standard, adică nu am mers pe o agenție și să ne facă un tur cu un ghid și după asta ne ducă înapoi în resort. Exact. Deci cred că din start ar trebui să diferențiem ceea ce am făcut noi față de o vacanță normală, pentru că o vacanță normală, să zic, te duci la o agenție, îți zice, uite, ăsta e itinerariu, atâta te costă. Te-ai suit în avion și până te-ai întors acasă ești pe ce ți-ai programat. E fain și genul ăla de excursie, doar că noi nu aveam cum, în primul rând, nu aveam cum să facem genul ăla de excursie atât de lung. În primul rând n-am vrut, Ivi. Da, în primul rând n-am vrut, în al doilea rând ar fi fost mult prea scump, o să vedeți diferența. Și așa ne-a ieșit mai ieftin. Și în al treilea rând, sau poate chiar în primul rând, aveți nevoie de un Paul. Da, care și, să fac asta? Da, și voi puteți și dacă n-aș fi fost eu, puteai să o faci tu cu siguranță. Bun, avem niște cadre pe care nu le-am postat până acum în niciun vlog și vreau neapărat să le vedeți. Vreau să începem prima dată cu experiența de transport în comun din Kenya cu matatu. Acesta este matatu, da? Oh, ce bine! Thank you! Caribu Kenya! Chiar că bine ai venit în Kenya! Mamă, ce e aici, frate! Deci... Auleu, sper că nu începe iară! Am cu matatu, cu autobuzele astea de transport în comun. Este că sunt toate așa colorate, cu muzică tare, cu televizoare și mai ales cu niște șoferi crazy. Foarte agresiv, se bagă în față, depășesc pe contrasens, pe linii continuă, nu știu, nu am un interneg de circulație. Deci cursa asta costă 100 de shillings de persoană, adică 500 pentru toată familia. Nu vă puteți imagina cum era muzica acolo. Deci, dragilor, eu, nu știu, am 10 ani de turnee și de cântat în muzică tare și astea. Nu se compară nimic cu zgomotul de acolo. Noi vedeam doar autobuzul din mașină când ne plimbam, când ne deplasăm într-o parte în altă și ziceam, wow, eram, se auzea muzica tare, vedeam oamenii acolo, erau liniștiți și am zis, băi, e o experiență foarte tare, hai să o facem și noi. Dar nu m-am gândit că eu n-o să fiu liniștită ca oamenii ăia din... La început era interesant, dar... N-a fost iubit interesant. Uite, bunica, ce faci? Când a fost interesant? La început, exact când ne-am uitat. A fost interesant. Primele 10 secunde. A fost interesant. Până în față să-i stădea mai încet. So, there is just 2 levels, maximum and quiet? Yes. Când au început copiii să plângă, nu iubi,
Amza se ține așa de urechi și ăla nu deci compostorul de bilete, da, care ăsta tipul care ne lua banii, nu voia nici cum să dea muzica mai încet, nu se făcea că nu înțelege, pur și simplu. Muzica o simțeam aici. Deci simțeam basul puternic. Nu știu cum, în video m-am uitat, nu se aude deloc din ce gălăgie a fost acolo. Păi a intrat compresia de la cameră, da. Și s-a oprit sunetul. Atât de tare e muzica că s-a oprit sunetul la înregistrare. Exact, nu. Deci era atât de tare. Eu n-am probleme de genul. Chiar ascultăm muzica destul de tare. Era atât de tare încât nu știam ce să fac. Trebuia să-mi țin degetele în urechi. Mi-era milă de copii. Mi-era super milă de Amza. Dar faza este că asta nu a fost special pentru noi. Nu, așa e de obicei acolo. Ce faci? Da. Mai mergem? No. No, we just came from wrong guy. Our head is like this. Ah, oh, man, I wish. What am I going back? No, I'm fine. Dacă tot am deschis subiectul de transport, trebuie să începem cu avioanele, da? Pentru că a trebuit să zburăm în Kenya. Și anume, este destul de costisitor un zbor în Nairobi, nu este ca și cum ai zbura până la Roma cu Wizz Air la ofertă. Am luat biletele din timp. Da, din timp. Am găsit o super ofertă la vreo 570 de euro de adult. 570 de euro de adult. 450 de euro de copil. Așa. Da. Deci undeva la aproape... Cu tot cu teste de COVID, cu până la București, papa, mama, tot vreo 3.000 de euro au fost din start numai avioanele. Mult, dar... Nu. Da, luate din timp. Luate din timp. Acum, noi... 5 persoane. Da. Și am zis că dacă tot mergem la o distanță atât de mare și dacă tot dăm banii ăștia pe niște bilete de avion, exact, atunci hai să stăm. Să exact stăm de toți banii, ca rămână. Exact. Și am stat de toți banii. Da. Exact. Înainte să plecăm, da, mi-am gândit, băi, e prea mult. Aproape 7 săptămâni. Da, zis, bă, nu dăm 3.000 de euro pe avion ca să stăm o săptămână. Știi, cam asta. Da. Oricum, dacă mergeam în America, era mai mult. Am zis că ajungem acolo și pa vedem noi ce mâncăm, ca acasă, ce frunze găsim, banane toată ziua. Da. Bun, deci dacă la transport, prima dată am dat pe avion 3.000 de euro, apoi transportul, transferurile de la aeroport, așa sunt, astea sunt mai scumpe, să zic, 40, 50, 60 de dolari în funcție de ce găsești, ce mașină, așa. Eu am luat undeva la 40 de la transferul. Apoi plimbatul prin oraș, prin Nairobi, prin sat, prin asta, poate să fie să mergi cu taxi, care e destul de ieftin, e mai ieftin ca în România, poți să mergi cu Uber, care este mai ieftin ca în România, undeva la vreo 80%, mi-aduc aminte că era prețul. Poți Uber-ul să... doar acolo, Nairobi. Doar în Nairobi. Capital, atât, da. Nu există Uber. Da, poți să mergi cu trenul. Uite, noi am mers în Mombasa, am mers cu clasa a doua, n-am mers cu clasa a întâi și atunci am făcut economie acolo. Diferența era de calitate între clasa 1 și clasa 2 era egal cu 0, dar diferența de preț era mare, adică cumva prețul diferenția doar ăia care au bani de dat și ăia care sunt mai chipzuiți, știi? Dar de departe pentru noi cea mai tare modalitate de transport a fost motocicleta, boda. Am închiriat un motor cu cât am dat pe zi, vreo 27 de lei. 27 de lei pe zi ca să-l închiriem. Plus benzina și puneam la limită, da. 8 lei. Da. Și cam asta a fost cu transportul. Asta a fost economie mare. Da. Trebuie să vă interesați pentru fiecare lucru din asta. Trebuie să mergeți și să întrebați. Și să negociați. Să vă împrieteniți cu ei, să întrebați, uite, mă interesează un motor. Trebuie să vă gândiți că ei vor să obțină un preț bun, un preț cu de vreo 20 de ori mai mare decât îl vând de fel, pentru că ai tenual. Să ieșim de aici. Ia. Îi atinge părul. Vezi că le de vezi cum îi l-a atins. Mie trec și îmi face așa. Așa mi-a făcut. Și am venit să găsim Braze aici. Crezi că găsim oare? Mamă, deci 5 vânzătoare într-un magazin așa mic. Ce vânzare au. Uite, fain, uite.
Da. Continuăm drumul din Matatu prin CBD, adică prin centrul Nairobi, unde o fată ne-a racolat pentru că noi căutam braids, chestii de astea de pus în păr să și împletească scarlet. De-aia am făcut lui Scarlet codițe împletite și Emma și-a pus din astea gen părul ăla de afro pe care am să mi-l fac și mie, dar n-am mai putut. Bine, pare rău. 20 de minutele. Că îi împletește și mai le prinde, doar atât. Bine, cine Scarlet? Bine, zice lungă la... Și nu-i părul meu așa. Am până aici. Vezi să nu mai are răbdare. Ia uitați unde își fac fetele părul. În cel mai original salon din Nairobi. E fain, ia uitați unde suntem. A, uite-le aici, uite câte sunt. Portatul peste tot. Aglomerație, oră de vânt. Foarte fain! Să le place foarte mult! Uite, o chestie despre Kenya și cred că despre Africa în general este că ai să vezi că anumite lucruri, și o să vedeți și în vlogul ăsta, că anumite lucruri sunt extraordinar de ieftine, șocant de ieftine pentru noi și vă spunem noi că altele sunt extraordinar de scumpe. O chestie normală, ca un cașcaval, acolo este foarte scump, știi? Dar o chestie ciudată, cum ar veni un... Da, hai că vorbim despre asta imediat. Mâna de lucru este super ieftină acolo pentru că ei nu au joburi. Și stai puțin, că a costat 68 de lei, dar pe noi ne-a taxat de 2-3 ori mai mult. Că albi tot timpul plătesc mai mult. 68 de lei, prețul de muzungu. Nostru, da, de alb. De alb pentru alb. Că pentru ei, da. Yes, this is all for washing. Am venit să ne spălăm papucii cu 6 lei. Ne face lună și vechi. Eu n-am avut niciodată așa cum ai puși curați. Am mai fost odată, am descoperit și am zis că înainte să plecăm din țară, neapărat o să facem investiția asta. Și tu? Da? Da, ne-am adus toate perechile de papuci și acum o să le lăsăm la spălat, dar prima dată o să spălăm papucii sarei. Ia să vedeți cât de bine spală doamna asta papucii. Am fost în eu curăța papuci, dragilor. Deci, așa papuși curați n-am avut decât atunci când i-am cumpărat de noi nouți. Mamă, dacă am avea pe cineva aici în România care să facă asta. Vedeți și... că noi zicem papuci la orice fel de încălțăminte, așa se zice la Brașov, nu știu. Da. Știu că papuci înseamnă șlapi. Cu 6 lei a fost curățatul, da. 6 lei. Wow, mi-aș face abonament dacă ar exista un asemenea serviciu cu asemenea calitate. Mamă, deci uitați aici diferență. Uite cum arată asta așa și cum arată așa. Mă, zici că sunt noi. Very good job. Thank you. It's 150. Thank you so much. So the rest we pay when we come back. Yes? Uite, o chestie de cazare de când am plecat de acasă. Am zis, mă, stăm o lună jumate, dar nu o să putem să stăm la cazări de 150 de euro pe noapte. De 200 de euro pe noapte. Stai puțin, noi am fost 5 plus Liviu și Emma. Și împreună toți am zis că hai să mergem pe niște buget, pe un buget de cazare de maxim 100 de euro pe noapte. Toți. Toți. Da. Asta însemna partea noastră, două camere, să zicem undeva la 60 de euro, 70 de euro pentru noi. Dacă ar fi să calculezi raportat la România, să zici să te duci, să alegi pensiuni, hoteluri sau Airbnb-uri la prețuri de 150 de lei pe cameră, ai zice că... 30 de euro, cum ar veni. 30 de euro, da, 150 de lei pe cameră, mă, nu stai foarte fain, știi, la 150 de lei. E ok, plus, găsești plus lucruri curate. Că noi nu am luat doar camere, aveam întotdeauna bucătărie, întotdeauna un living, adică am luat, cum se numește acum, apartamente. Și uite așa a fost Dumnezeu bun cu noi că ne-a pus în cale cele mai tari cazări posibile, da. Pentru că cred că doar câteva nopți am plătit așa, în noaptea de Revelion și așa, am plătit la 150 de euro. În rest ne-am încadrat în buget, ba chiar mai jos în anumite perioade.
Casaia superbă din Nairobi, aia la un moment dat, în ianuarie, am avut ofertă la ea la $60 pe zi pentru toți. Sau casa aia de la mare, în care am stat 2 săptămâni, aveam grădină, casă, fiecare camere pentru toți, baie, aveam bucătar, menajeră, grădinar, terasă, piscină, tot. Asta piscina era la personală. Da, tot, pază, totul la $100 căldură. Pentru toți. Căldura am avut la greu. Da. Deci cumva dacă aduni 45 de zile ori 60 de euro, iar sunt încă vreo 3000 de euro, să zic acolo, ca buget pentru cazare. Deci 3000 deja din start, avioanele cu cazarea deja sunt vreo 6000. Din nou, pentru 7 săptămâni. Pentru 7 săptămâni. Am ajuns și într-o piață de haine. Ia uitați, este plin pe aici, numai de tarabe. Și Sara vrea să-și cumpere ceva de aici. Să vedem cam cu cât a găsit ea o rochie. Ia să vedem. Sara? Ce? Ai găsit ceva? Da. Da? Ia arată-mi una, ceva ce ți-ai luat. Uite ce mi-am luat. Dar, o rochie. Asta, da? 50 shillings, adică 2 lei. 150 shillings and I... 1 2. Bineînțeles că am găsit niște curcoați acolo. Am văzut că sunt și haine second hand și deci toți africanii erau îmbrăcați bine. Branduri, haine drăguțe. Și am văzut acolo niște tarabe cu multe, multe haine și am zis, iubii, te rog, oprește aici, vreau un pic să-mi bag nasul. No, bineînțeles că s-au ochiva și africanii. Ți l-ai băgat mult? Păi mi l-am cam băgat. Foarte mult, pentru că a trebuit să mai cumpăr încă un bagaj. Pentru că mi-am băgat nasul și eu și Mel. Ne-am găsit niște rochițe atât de faine. Un bagaj de cală. Da, aici sunt foarte multe magazine din astea. Să nu le spunem tarabe, să le spunem magazine. Pline, pline, pline cu haine second hand și să știți că au haine faine și calitative. Nu știu de prin ce țări vin, dar sunt foarte faine. Ce făceam? 3. Ia uite, iubita! Haide, ia, du-te, haide, du-te acolo, uite acolo unde sunt toate fetele la grămadă. La început n-aveam curaj să mă depărtez de tine niciun metru. Da. Și acum... Ai, 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 Sara. What do you think about his hair? Do you like it? Una pena de ñuele. Una pena de ñuele. Tata, acum am crescut mare și trebuie să beau o bandă, că n-am băut. Doar puțin. Doar puțin ai voie, doar puțin. Mi-e foame. Liviu! Da. Uite aici, 4 banane pentru 20 de shillings. Adică 20 de bani banana. E cam scum, mă. Ok. Să mai întrebăm și câte banane? Da, e cam scum. Nu, e un preț foarte bun. Hai să le zicem. Cred că cel mai des am întâlnit la 10 shillings banana. Da. Dar uite aici, dar sunt, e aici e piață, e concurență mai mare și e mai ieftin. Amza vrea să ia niște banane și acum să-i luăm. Pomană, da. Și știi care e chestia? Bananele sunt extraordinar de bune. Extraordinar. Parcă au așa o textură de unt. Exact. Și gustul este foarte intens. Parcă s-a adăugat și esență de banană. Yes. Stai că plătesc eu, cam eu 20. Cam eu 20, da. Vrei să luăm mai mult? Da, bă. Mamă, deci este foarte aglomerat aici. Suntem într-un cartier undeva la marginea Nairobi. Se numește Rongai. În foarte, foarte plină dezvoltare. Și uite, nu există rotoare. Aici e o piață. Fiecare își vinde marfa cât mai în drum. Știi? Ia uite. Dacă se poate, se așează pe șosea. Da. Ia uite aici, mango 15, mango 20. Tata. Da. Din asta se face zahărul. Exact, tati, din asta se face zahărul. Asta e trestie. Noi am gustat acum vreo câteva zile. Mai ții minte? E foarte mare diferență între supermarket și piață. Mamă, ce aici? Ia uitați aici, încercăm să cumpărăm niște passion fruit. Deci dacă în România 2 costă 8 lei, deci toate pe care le vedeți aici, ne costă 8 lei. Wow. Ok,
acum să vorbim despre activități. Sunt foarte multe activități pe care poți să le faci la preț mic. Da, poți să te plimbi cu tuk-tuk-ul, să ai o experiență din asta de street food, nu știu ce, fructe și așa. Poți să te plimbi cu bicicletele, iar e ieftin. Safariul. Safariul este o chestie scumpă, nici măcar localnicii, toți, nu își permit să meargă într-un safari. Toți? Dar, toți. 99%, scuze, am... Nici da. Noi nu ne-am fi permis să facem safarile pe care le-am făcut, da. Dar o să vă povestesc. Mai ales al doilea. Da. Da, deci safariul din Nairobi poate să fie undeva la $100, cred că cel mai ieftin safari. Te ia din Nairobi și e ceva gen de jumătate de zi, o chestie de genul ăsta. Dar safariurile mari care merge în Amboseli, Savo East, West, Masai Mara, da, sunt undeva între 500 și 1000 sau poate 2000 de euro de persoană pe zi. Acum, dacă faci o excursie printr-o agenție cu hotel, de exemplu, hotel all inclusive și un safari pentru, să zic, o familie cu un copil sau doi, poate să fie asta o săptămână la 5-6000 de euro. Cam asta ar fi o vacanță în Kenya, să zicem. Primul safari a fost undeva la 1150 de euro pentru toți 7. Asta a venit cu discount pentru că ei mi-au cerut să folosească cadrele pe care le-am filmat noi, le-am așa și pentru ne-au făcut o mega... Scris, practic. Da, eu le-am scris. Iar al doilea safari a venit aproape gratis pentru că ei l-au văzut pe primul. Da. Și au zis, wow, ce tare, ce fain ați făcut voi chestia asta pentru ăștia primii, haideți și la noi și vă oferim noi și nu știu ce. Și asta a fost o binecuvântare superbă pe care am primit-o cu al doilea safari. Da. 3 nopți, tot așa cu all inclusive, ați văzut? Da, 2 nopți. Ce frumos a fost. 2 nopți. 2 nopți? Da. 3 zile, scuze. Da, a fost fain. Da, a fost fain. No, și acolo cât ar fi costat pentru toți? Da, să zicem, safariurile astea de Masai Mara poate să fie între 500 și 1000 sau poate chiar mai mult de euro de persoană. Pe depinde zi. Ce faci, depinde ce șofer ai, cu ce companie mergi, trebuie să vedeți videourile de safari, alegi, ce mașină, poți să mergi cu un microbuz de ăsta mic, să Hyundai, sau să mergi cu Land Cruiser de la mare, știi? Poți să ai chestii incluse, sau... poți. Experiența asta de Africa, ne-am dorit-o foarte mult, am visat de când ne-am căsătorit să avem așa ceva și am zis, uite, băi, au trecut 15 ani de când ne-am căsătorit, avem casa în ordine, casa totul este în ordine, hai să avem chestia asta, ne-am dorit mult și uite, Dumnezeu așa a făcut lucrurile, de s-au pus în ordine, de chiar dacă am cheltuit o sumă mare, pentru că acum trebuie să zicem că la final ne-a costat undeva la 10.000 de euro. Chiar dacă ne-a costat 10.000 de euro, ceea ce s-a întâmplat acolo, cazările unde am stat, toate oportunitățile, safariurile, activități, migingo, masă cu girafa, ce am mai avut? Dormitul în trip. Pare că e gratis dormitul în trip. Te gândi cu dormitul în trip. Exact. Dormitul în trip ne-a costat 500 de euro. Chiar că e ciudat, da? Zici, mă, dar te-ai dus la oamenii ăia. Ne-a costat 500 de euro pentru că a venit o persoană să ne ia de acasă, să ne ducă 4-5 ore, da. Cam așa am mers. Nu o persoană, sunt două. Două deci persoane, ai un șofer, ghidul și traducătorul. Și ghidul, așa. Mașina de închiriat pe 2 zile. Plus agenția. Da? Plus deci agenția. Plus donație extra mai lăsat acolo exact, la oamenii altceva. Aia, pentru că no, te primesc. Noi am ști unde să mergem direct. Am mergit direct la relațiile pe care le-am legat în trip și mai bine toți banii ei n-au cum să meargă. Ei. Pentru că ei nu, când o să ajungi acolo, nu știi pe ce lume ești. Nu. E atât de insecure totul. De asta zic, noi am fost curajoși și am zis, mă, noi ne organizăm noi totul. Concluzia ar fi că excursia noastră pentru 5 persoane a fost undeva în jur de 10.000 de euro, plus minus acolo foarte puțin. Acum, este o sumă mare, este o sumă foarte mare, dar trebuie să luăm în considerare tot itinerariul pe care noi l-am avut și să comparăm cum ar fi fost dacă luam un asemenea pachet de la o agenție. Trebuie să luăm în considerare că am fost 5 persoane, că am stat aproape 7 săptămâni, că am avut cină cu girafe, am avut 2 safariurile, bine, v-am explicat cum a fost, nu se pun neapărat, dar oricum,
fiecare da. Lucru cât de micuț contează, că am cazările unde am fost, am fost pe insula Migingo și am plimbat, am mers cu trenul, am mers cu autobuzul, cu motorul, cu taxi, mașină închiriată, am mâncat și la restaurant și cu localnicii și acasă și am mâncat, adică toate le-am avut. Da. Am fost și în perioada de Crăciun și Revelion. Exact. Foarte important, deci am fost în high season. Atunci prețurile sunt dublu, aproape dublu. Exact. Dacă ar fi să ne cere un sfat, dacă ar fi, știu că sfaturile primite sunt doar alea cerute, dar să zicem, dacă ar fi să ne cereți un sfat. Dacă nu închideți acum. Da. nu le zice, zice, gata. V-am sfătuit așa, dacă vreți să urmați exemplul nostru, să vă organizați voi vacanța, și asta nu e valabilă doar pentru Africa, pentru Kenya, ar putea fi pentru oriunde, să știți că puteți să faceți economie, bineînțeles, la anumite lucruri și să puteți să vă permiteți lucruri pe care poate în mod obișnuit nu vi le-ați permite. Și trebuie să fiți genul de persoană care să vă placă să organizați așa ceva, pentru că dacă nu e un chin și o oboseală și nu... Exact. Ceea ce am trăit noi a fost o experiență, nu a fost doar o vacanță simplă pe care o iei într-o săptămână de concediu în care vrei să te relaxezi, să te odihnești și să nu-ți bați capul cu nimic. Setup-ul ăla îl apreciem, dar în alt context, noi... No. V-am prezentat ce am făcut noi. Practic, noi am vrut să avem o vacanță, dar nu doar o vacanță simplă, ci să și experimentăm cultura, să fim cât mai aproape de oameni, să vedem cum trăiesc și pe alocuri să trăim și noi ca și ei și să devenim cât mai localnici. Deși n-am reușit chiar să devenim foarte localnici, clar, pentru că ești foarte mult din confort, culturile sunt super diferite și nu, fiind și cu copii și așa, hai că zic, noi doi poate am mai fi dus-o un pic înspre, dar cu copiii deja se schimbă situația. Oricum a fost o experiență foarte faină, au meritat fiecare leuț, am repetat-o. Da, cam atât, haideți că a fost lung videoul, încheiem video aici, brusc, repede, îți mulțumesc că ai uitat până la final, nu uita să te abonezi, să apeși pe clopoțel, să primești notificări de fiecare dată când postăm și ce vrei. Sperăm că v-au fost utile aceste informații și dacă mai aveți întrebări, puteți să ni le scrieți în comentarii, iar noi o să vă răspundem vis-a-vis de aceste... Da. Nu putem să acoperim toate dilemele și întrebările voastre. Dar vis-a-vis de informații. Dacă aveți nevoie de informații ce țin de noi, încercăm să răspundem. Bine, pa, pa! Pa.